Vă salut în această frumoasă duminică în numele Domnului Isus Hristos și dați-mi voie să vă mulțumesc pentru rugăciunea dumneavoastră, pentru susținerea dumneavoastră, atât în nume personal, cât și a întregii echipe pastorale care slujește în această comunitate atât de frumoasă, formată din oameni prețioși ca și dumneavoastră. Vă aduc salutările fraților și surorilor dumneavoastră în Hristos din țara Galilor, unde am fost weekendul trecut și unde am întâlnit oameni cu care noi de-a lungul timpului am interacționat, ne-au vizitat, am întâlnit și gălățeni de-ai noștri, mă gândesc acum la Atena, fostă Luca, da? care este acolo. Salutări din partea tuturor către dumneavoastră! În această dimineață aș vrea să mă opresc la un personaj foarte important din Sfânta Scriptură, care a avut un impact semnificativ asupra dinamicii vieții creștine din Imperiul Roman și apoi, prin extensie, până la noi. Din prigonitor, ucenic al lui Hristos, evenimente, oameni și crize din viața lui Saul, viitorul Pavel. Vedeți dumneavoastră, noi suntem ființe foarte complexe. Iar minunăția asta decurge din faptul că avem un creator complex. Mă rog, este un cuvânt nepotrivit, pentru că e limitativ. E oarece cuvânt aș putea să găsesc să pot descrie cine este creatorul nostru. Dar noi nu suntem doar ființe extrem de sofisticate. În viața umanității s-a produs ceva groaznic, păcatul care a desfigurat frumusețea lumii noastre interioare. Iar Dumnezeu, care ne-a creat după chipul și asemănarea sa, ne invită într-un proces al formării spirituale. În devenirea noastră ca ucenici ai Domnului nostru Isus Hristos, și în sensul acesta, El folosește o serie de factori pentru a modela caracterul, credința, dar și dedicarea noastră pentru El. Și atât că de-a lungul întregii noastre vieți, Dumnezeu ne formează pentru a deveni ucenicii Săi. Și în sensul acesta, El aduce în viața noastră evenimente care marchează existența noastră. Dar tot El îngăduie crize care se transformă în creuzetul său, în care este topită zgura păcătoasă a omului vechi. Dar tot în formarea noastră, pe lângă evenimente și crize, Dumnezeu aduce oameni oameni pe care îi folosește. Și apoi toate acestea le face în timp și foarte important este cum răspundem noi în procesul acesta al formării spirituale. Și în programa aceasta pe care Mântuitorul nostru o are, întotdeauna își adaptează curicula sa, personalizând-o la situația în care noi ne găsim. Aș vrea să mă uit împreună cu dumneavoastră la acești factori în contextul convertirii, dar și ucenicizării și mai târziu formării lui Saul ca mare apostol al neamurilor. Acum două săptămâni ne-am uitat la prima parte a capitolului nou din Cartea Faptele Apostolilor și am făcut cunoștință cu revelația de care are parte un prigonitor al bisericii, undeva în Siria, aproape de Damasc, Saul se întâlnește cu Hristosul pe care îl prigonea. Ei bine, lucrurile nu se opresc acolo. Pentru că eu mă aștept că majoritatea celor care suntem prezenți aici am avut un moment în care, într-un fel sau altul, Dumnezeu ne-a vorbit. Numim momentul acela naștere din nou, schimbarea întregii noastre ființe, a perspectivei noastre cu privire la noi înșine, la viață, la lume, dar mai mult decât orice, experimentarea iertării păcatelor și mântuirii sufletului. Dar lucrurile nu se opresc acolo, cum de altfel, în familiile noastre, nu se oprește totul, în momentul în care un copil se naște, nu-i așa? Wow, câtă treabă începe după aceea. Nu alăptați, schimba de scutece, fuci cu el la tratament, la medic, uh, investești, ca să supra-simplific lucrurile, investești din momentul în care se naște copilul o viață întreagă. Până când îl vezi o mare, matur, care poate să-și asume responsabilități, să-și creeze propria lui familie și să o ia și el de la capăt, nu așa? Ei bine, în formarea noastră spirituală vorbim de un proces. Un proces care este declanșat de nașterea din nou, dar care este urmat ca și în viața lui Saul de altă dată, de câțiva factori formatori. Primul, evenimente. În cazul lui Saul, întâlnirea lui dramatică de altfel cu Hristos pe drumul Damascului a fost un eveniment pivotal care a schimbat odată pentru totdeauna sensul vieții lui, direcția sa. Și Dumnezeu și în viața mea și în viața ta aduce asemenea evenimente majore cu un impact care câteodată are consecințe irreversibile pentru a ne atrage la el și pentru a ne oferi posibilitatea să ni se deschidă ochii spirituali ca să putem vedea realitatea diferit. Numai un eveniment de o asemenea amploare a putut să transforme un prigonitor într-un apostol. Să ne amintim un pic că Saul este un bărbat cu o personalitate precum o stâncă, îi plin de zel, îi fanatic în crezul lui, îi foarte educat și are o poziție privilegiată. Și din această poziție este hotărât să apere cauza iudaismului, iar, el, iar pentru el creștinismul era o sectă care trebuia stârpită. Nu avea ce să caute pe fața pământului cineva care mărturisea credința lui în Domnul Isus Hristos. Dar tot acolo pe drumul Damascului Saul are parte de o criză majoră. Orbește. Are parte de o orbire fizică care de data aceasta era o reflectare a unei alte realități spirituale pe care el până acum o ignoră și anume orbirea lui spirituală. Și, dragii mei, crizele și în viața noastră joacă un rol central în formarea noastră ca ucenici, forțându-ne câteodată să Permitem lui Dumnezeu să producă schimbări semnificative, renunțând în felul acesta la mândria și autosuficiența noastră. Și acolo, în zdrobirile noastre, avem marea șansă să ne întâlnim cu Dumnezeu, să-i auzim vocea cum n-am mai ascultat-o niciodată și să fim gata să-l slujim cu toată dedicarea, pasiunea credincioșia pe care o putem avea. Da, ucenicii, adică noi, avem de-a lungul vieții noastre câteva perioade critice. Nu avem cum să le evităm. Momente în care trebuie să experimentăm zdrobirea. Și în general numim aceste perioade pustiu din viața noastră o stare de izolare, de noaptea sufletului nostru și Dumnezeu vine și folosește aceste trăiri interioare intense, conflicte, crize, boală, relații rupte pentru a aprofunda relația ucenicului cu Dumnezeu și să creeze în noi dependență de Dumnezeu. Iar ca rezultat al acestei perioade care poate dura între câteva luni și câteodată Chiar câțiva ani, în sufletul ucenicului se naște o foame profundă după Dumnezeu. Și în procesul acesta al izolării, al crizei formative de data aceasta, putem observa câteva etape sau subetape ale acestei etape. Prima etapă este șocul. Marele adevăr. Este începutul izolării noastre. Nu putem crede că ni se poate întâmpla nou așa ceva. Te ia câteodată prin surprindere, te duci la medic și în timp ce ești acolo, primești vestea aia teribilă care îți trage preșul de sub picioare. Sau tocmai ai primit un telefon de la capătul celălalt al țării sau al lumii și cineva din familia ta, începe să-ți spună ceva sau relația din familia ta cu soția ta, cu soțul tău intră într-o perioadă atât de grea încât încep să-ți spui nu cred că este adevărat. Nu cred că acest lucru mi se poate întâmpla mie. Cea de-a doua fază. Începem să luptăm cu Dumnezeu. În faza aceasta, ucenicul va striga, nu-i drept, Doamne, ce mi se întâmplă. De ce mie? De ce acum? Cum, îți, cum pot să îngădui în viața mea o astfel de situație? E perioada în care începem să ne punem întrebări foarte grele. Cine sunt eu? Care este adevărata mea identitate? Oare de ce m-a creat Dumnezeu? De ce trebuie să trec pe aici? Și în anumite situații poate să îmbrace forma unei revolte împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei, în perioade ca acestea începem să descoperim că ne-am construit o identitate falsă, că pentru noi a contat foarte mult ce spun alții despre noi și am muncit foarte mult la. A asocia ceea ce facem, educația noastră, poziția noastră socială, slujirea noastră, familia noastră și așa mai departe, am asociat-o cu identitatea noastră. Și în momentul în care intrăm în această criză, s-ar putea să nu mai știm cine suntem. V-am pe Iacov? Iacov din Vechiul Testament se naște împreună cu fratele său sau, ținându-l peste de călcâi. Iacov este șmecher, este, este, un mincinos, este un tip de scurcăreț. Nici o situație nu-i prea dificilă pentru el, de fiecare dată iese bine. Și știți vorba aia din popor, cui pe cui se scoate? Vă amintiți cine a fost socrul lui? La ban. Adică un șmecher ceva mai șmecher decât la ban decât Iacov, da? Uh, crezi că poți să driblezi pe toată lumea până te însori, nu? <gântări> până te măriți, până te angajezi la noul tău loc de muncă și dai peste un șef, dai peste un socru, peste o soacră, peste nu știu cine, care începe să se folosească de tine, de tine <gântări> de care nimeni nu s-a putut folosi până atunci, pentru că tu te-ai folosit de alții. Mă rog, trec peste povestea lui, 20 de ani de încercări de tot felul de a-și construi propria identitate, ca la un moment dat să realizeze că ceea ce a ignorat nu-l lasă și-l urmărește. L-a mințit pe fratele lui, i-a furat dreptul de întâi născut, a fugit de el crezând că la o distanță de o geografică semnificativă va putea să scape de mustrările de conștiință și să-și construiască o viață nouă, cum de altfel așa de mulți oameni se înșeală, crezând mă mut din biserica asta, din orașul ăsta, din țara asta, din familia asta, <coughs> îmi schimb toți prietenii, îmi schimb numărul de telefon, mă numesc altfel ca să îmi construiesc o... <coughs> Scuzați-mă! <coughs> ca să-mi construiesc o identitate nouă și nu mă mai interesează ce las în urmă. nu e chiar așa. Mulțumesc, Pavel. Nu poți niciodată lăsa în urmă relații rupte crezând că poți să-ți construiești o viață călcând pe drepturile altora. Așa ceva nu se va putea întâmpla. După 20 de ani, uitați-vă ce experimentează Iacov. conștiința îl apasă. Durerea interioară este foarte puternică. Decide să se întoarcă acasă, să-și îl caute pe fratele său Esau. Și în drumul lui spre Esau, după ce creează o strategie nemaipomenită pentru a-l putea îmbuna pe fratele lui, care avea de gând să-l ucidă, oprește să doarmă la locul numit Peniel. Și în timp ce se odihnește, începe o luptă cumplită, ca să scurtez povestea, de fapt acolo el se va întâlni cu Dumnezeul de care în realitate fugea. Și în lupta aceea în care nu înțelege ce îi se întâmplă, el primește o întrebare din partea lui Dumnezeu. Cum îți este numele? Știți cum a răspuns la această întrebare cu 20 de ani mai devreme? Numele meu este sau ca să-i fure toate drepturile fratelui său. De data aceasta în prezența lui Dumnezeu zdrobit, zice, Doamne, numele meu este Iacov, hoțul, șmecherul, mincinosul, descurcărețul, eu sunt, fă ce vrei cu mine. Vă mintesc că primește o lovitură se duce trăgându-și piciorul în zorii zilei cu părul vâlvoi, plin de vânătăi și de praf și îl întâlnește familia și îl întreabă Iacob, ce ai pățit? Ascultați răspunsul lui. M-a binecuvântat Domnul. Poftim? Am crezut că Domnul când te binecuvântează îți dă o casă mai mare, vacanțe în locuri pe care nu le-ai visat niciodată, cea mai frumoasă familie, serviciu cu poziția socială cea mai bună, cum adică, cu ochiul vânăt, cu părul vâlvoi, hainele rupte, șoldul scos din loc și tu zici, bine binecuvântat, Domnul zice, da. Da, pentru că mai devreme sau mai târziu și tu și eu vom ajunge în momentul acesta în care va trebui să luptăm în criza noastră cu Dumnezeu. Cea de-a treia etapă în această formă a crizei este creșterea intimității cu Dumnezeu. După ce am fost șocați de realitate, am luptat cu Dumnezeu, intrăm în faza aceea în care ajungem să spunem te vreau, Doamne, acum mai mult decât orice. E, e un strigăt care vine din adâncul ființei noastre. Care se înalță spre Dumnezeu și care spune, Doamne, nu mai vreau nimic. Nici falsa identitate pe care mi-am creat-o, nici imaginea, știu eu, confuză pe care am vrut să o transmit despre mine. Tot ce vreau, ești tu. Din când în când mă opresc și ascult cântecul acesta despre care v-am mai spus și altă dată a lui. Sherry Easter, I just came to talk to you, Lord. Doar ce am venit să vorbesc cu tine, Doamne, spune cântecul acesta. Și ascultați-l un pic, o să-l traduc așa un pic pe diagonală. Doamne, n-am venit să-ți mai cer ceva. Am venit doar să vorbesc cu tine. Tu ai răspuns la milioane de rugăciuni și mai mult decât atâtea pe care eu le-am uitat. Și am uitat și să-ți mulțumesc. Dar de data aceasta am venit. Doar să stau de vorbă cu tine. Poate mâine vor fi dificultăți, întristări, și îmi vor curge mii de lacrimi pe fața mea, pe obrazul meu. Dar până când voi întâmpina dificultățile astea, provocările zilei de mâine, am venit înaintea ta să nu-ți cer nicio favoare. Am venit doar să stau de vorbă cu tine. Și poate unii dintre dumneavoastră sunteți exact în această perioadă când temperatura creuzetului dumneavoastră este înaltă. Și vă întrebați în aceste momente unde-i Dumnezeu? De ce trebuie să trec eu pe aici? Dragul meu, nu te grăbi să ieși de acolo. Nu întotdeauna suferința. Este negativă. Nimănui nu-i place să sufere. Să nu mă înțelegeți greșit. Dar câteodată Dumnezeu încinge cuptorul vieții noastre, pentru că sunt atâtea impurități în viața noastră spirituală și ele nu ard, nu se descompun până când temperatura nu ajunge la un anumit nivel. Sigur că cea de-a patra fază a crizei este, după ce ai trecut de noaptea aceasta întunecată a sufletului, este relansarea în noua etapă a vieții, a vieții de ucenic. Dați-mi voie să vă spun așa, eu am linia timpului așa făcută, am tras de la naștere și până la 25 de ani, cât am acum, 62 pentru cei ce sunteți curioși așa, da? Mulțumesc! Uh, și mi-am marcat perioadele mele de criză semnificative. Nu o să vă vorbesc despre toate, o să vorbesc despre una care are de-a face cu începutul bisericii acesteia. Eu am deplină plină convingere că Dumnezeu mi-a dat viziunea să începem această lucrare. Dar nu toți oamenii din jurul meu au înțeles lucrul acesta, iar unii au ținut să-mi comunice într-un mod foarte clar Că nu-i bine ceea ce fac. Și asta a produs foarte multe răni în sufletul meu. Răni pe care în parte le-am putut împărtăși, iar pe altele le-am purtat de unul singur. A venit cineva din Australia să ne ajute aici, pentru cei care au trăit vremurile acelea, probabil că știți, care a dezvoltat o relație nesănătoasă cu cineva și a trebuit să îl excomunicăm din comunitate. Dar asta a creat și mai multe crize și mai multe dureri. Și cei care conduceau zona aceasta din punct de vedere spiritual n-au înțeles de ce a trebuit să iau acea atitudine și au creat o altă presiune asupra mea. Și parcă toate astea n-ar fi fost suficient, tatăl meu a dezvoltat tumoră pe creier. Și toate astea s-au donat împreună și. A fost acea criză. De ce, Doamne, dacă tu mi-ai vorbit, dacă tu vrei, dacă tu m-ai chemat, dacă tatăl meu te-a slujit, dacă și dacă și dacă și dacă și lupta asta cumplită, și luptele cu mine și luptele cu alții, și după slujba de înmormântare a tatălui meu, cineva, și nu o să intru în detalii pentru că nu sunt relevante pentru dumneavoastră, a transmis o scrisoare prin altcineva către mine. În care îmi cerea să regândesc ceea ce am făcut cu privire la acea persoană din Australia. Și am zis că e prea mult. Dacă tu, Doamne, m-ai chemat, e, e prea mult. Nu mai pot. Mi-amintesc că coboram pe strada Brăilei cu mașina și când am ajuns la semaforul de la îndreptul străzii Traian. Starea de stres era atât de mare încât l-am atins pe cel din față cu mașina mea. Nu s-a întâmplat nimic, doar l-am atins un pic. Și m-a coborât și m-a întrebat: Ce faci? Și mi-am dat răspunsul pe care l-am dat coborând din mașină. N-am nicio idee ce fac. Adică, ce am făcut? Stresul era cumplit. Durerea mea urla în mine, din toți, prin toți porii ființei mele. Și atunci am decis să vin singur aici, aveam cortul în care ne-am întâlnit pentru patru ani de zile. Am încuiat, aveam poarta atunci, am încuiat poarta și am întors cheia pe interior, că am zis dacă fratele Popescu, cred că ești fratele Popescu, sau Vasile, vor vrea să vină, să nu poată intra, să-mi găsească cheia și să nu poată introduce în poartă. Și am venit în cort, care avea și el niște pereți din scândură și o ușă, am încuiat și ușa aia pe interior și am lăsat și acolo cheia, am întoarsă, am zis, dacă sare gardul să n-aibă cum să intre în cort. Și sperând că nu-i dau pe se cap pe cei de la video, am venit singur la altar, am îngenuncheat acolo și tot ce am putut să spun a fost nu mai pot. Și aveam un retroproiector, mai știți ce sunt retroproiectoarele? Alea cu tu trebuie să știi, Ruxi, nu? Că ne-ai ajutat. Folile pe care transmiteam pe un ecran, cântările, până să avem videoproiectoare. Și m-am dus lângă dosarul cu cântece și am luat primul dosar și primul, prima folie, am citit-o și am zis așa, Doamne, eu nici nu mai pot să mă rog, dar o să-ți citesc cântecul ăsta și o să te rog să-l primești ca fiind rugăciunea mea. Și am citit-o pe prima și am citit-o pe a doua și nu știu la câta am început să îngân cântecul și pe urmă am putut să cânt și apoi am stat acolo la altar și m-am pocăit de unul singur, de tot ce a fost bun și rău în viața mea. Predicam din Evanghelia după Matei și eram la fericirile din Matei, capitolul 5. Și următoarea mea predică a fost ferice de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Și am predicat și a venit Lenuța cronic, Dodo atunci, la mine și mi-a spus Mihai, este cea mai bună predică pe care ai putut o ține vreodată, să te țină Dumnezeu tot așa. <laughs> Lenuța, nu cred că știi ce zici. <laughs> Eram zdrobit. Dar, dragii mei, la vârsta de 46 de ani, mi-am făcut pentru prima dată așa o disecție în viața mea și pentru prima dată în viața mea când m-am întors la crize, am putut să stric cu toată ființa mea, fără să fiu fals, slăvit să fie Domnul. El a știut ce face. Au fost lacrimi, au fost vaiete, au fost tot felul de manifestări, dar în acele momente Dumnezeu făcea ceva. De fapt, eu nu aveam nicio idee ce urmează să se întâmple în viața mea, dar Dumnezeu mă pregătea pentru o altă etapă a vieții mele și a slujirii mele. Așa că eu nu știu unde te găsești astăzi. Poate te identifici în parte cu anumite trăiri pe care eu le-am prezentat aici. Ține cont, Dumnezeu este în control și El folosește și crizele pentru formarea ta. Aș vrea să mă mut la oamenii pe care Dumnezeu îi folosește în viața noastră, sunt oameni cheie și în viața lui Pavel. De fapt, textul de astăzi despre acești oameni ne va vorbi. Pavel are parte de la începutul formării lui ca ucenic de un Anania și de un Barnaba care vor deveni uh, uh, Instrumente esențiale folosite de Dumnezeu pentru a-l forma în devenirea Marelui Apostol Pavel. Haideți acum să citim din capitolul 9, versetele de la versetul 10 până la versetul 11, Faptele Apostolilor. Capitolul 9, dacă vreți să deschideți Biblia împreună cu mine. Și aș vrea să citesc de aici, începând cu versetul 10. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa și, și, caută în casa lui Iuda pe unul Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are putere din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci El este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saul, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să scapeți vederea și să te umpli de, Duh, de, Duh, de Duhul Sfânt. Și chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de sozi, și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Mă opresc deocamdată aici cu citirea Scripturii. Dați-mi voie să vă adresez acum o întrebare. Câți de aici ați auzit de Edward Kimball? E cineva care știe cine e personajul la care fac referire? Ok, nu este nimeni. Este o soră acolo. O să fiu curios la sfârșit să vorbesc cu dumneavoastră, sora Tincuța. Dar câți de aici ați auzit despre Billy Graham? Oh! Știți cine a fost uh, Edward Kimball? Învățătorul de școală duminicală, anonimul de școală duminicală, care l-a condus pe Billy Graham la Domnul. Dragii mei, Anania este un asemenea personaj. Primește din partea lui Dumnezeu un mesaj foarte clar, versetul 10 până la 12. Un ucenic anonim locuiește undeva în Damasc, în Siria. Nu știm nimic despre el înainte de întâlnirea cu Pavel și nici după. Este un om obișnuit. Nu este apostol, nu este pastor, nu este evanghelist, nu-i prezbiter, nu-i diacon. Este un ucenic, ucenicul Anania. Asta înseamnă că și el a fost într-un proces de formare, a umblat cu Domnul și s-a lăsat transformat. Este un slujitor gata, gata să răspundă chemării lui Dumnezeu. Iată-mă, Doamne, și primește de la Dumnezeu un mesaj foarte clar. Du-te pe strada care se numește dreaptă. Intră în casa lui Iuda. E echivalentul numărului pe care l-am primit noi când vrem să vizităm pe cineva. Caută acolo în casă, nu pe toți. Este o persoană specifică. Se numește Saul din Tars. Și cel care îl trimite îi mai face o specificare. Chiar acum se roagă. Și în timp ce se roagă, are o vedenie în care îl vede pe un bărbat, Anania, care vine la el să se roage. De ce îi dă Dumnezeu toate aceste elemente lui Anania? Păi probabil că trebuie să ne amintim că persoana spre care se îndreaptă este una foarte puternică și periculoasă care îi putea pune viața în primejdie. Dar de data asta, Saul este zdrobit. Saul este în criza asta majoră. Este orb. Se roagă, așa cum înțelegea El Vechiul Testament, și toată mândria lui de data aceasta se transformă în smerenie. Obiecțiile lui Anania sunt date la o parte, de la versetul 13 până la 16. El vine și spune: Doamne, la, la omul acesta mă trimiți! A făcut rău în Ierusalim, a venit în Damasc, aici, la noi, în Siria, să facă rău. Ce răspunde Dumnezeu? Este un vas al meu. Wow, stai un pic. Pe omul ăsta tu numești vasul tău și Dumnezeu continuă: L-am ales, l-am ales ca să ducă numele meu, să-l ducă la neevrei, să-l ducă la regi și la și la iudei. Și omul acesta va suferi foarte mult pentru numele meu, pentru că din prigonitor îl voi face un prigonit. Și de la versetul 17 la 19 este, dacă vreți, inițierea procesului uceniciei, care începe cu vindecare. Saul își pune mâinile, Anania își pune mâinile peste capul lui Saul, se roagă și niște sol scade pe ochii lui. Este vindecat. Dragii mei, eu n-am înțeles foarte mult timp oamenii. Trebuie să vă mărturisesc asta foarte mult timp mi-a fost greu să mă identific cu oamenii și o parte din suferințele mele și din trăirile mele au fost folosite de Dumnezeu pentru a mă ajuta să înțeleg pe oameni. Dar ce constat eu așa pe măsură ce am interacționat cu oameni, m-am rugat cu ei, le-am ascultat poveștele de viață, este că fiecare dintre noi avem propriul nostru trecut. Și vorba lui John Orber, care numește o carte foarte sugestiv, toți oamenii ți se par normal până ajungi să-i cunoști. Că după ce ajuns să cunoști pe cineva, vei realiza că fiecare dintre noi avem propriile noastre răni, propriul nostru trecut. Și păcatul a făcut din noi niște orbi și niște robi și avem nevoie de eliberare, de iertare. Și procesul uceniciei, începe cu restaurarea interiorului. Mai urmează ceva. Saul este umplut cu Duhul Sfânt. Dar, dragii mei, Rețineți acest lucru. Umplerea cu Duhul Sfânt nu este pentru o elită, nu este doar pentru unii, este pentru fiecare credincios. Iată ce spune Petru în pre, prima lui predică după Rusalii, faptele apostolilor, capitolul 2, versetele 38 și 39. Pocăiți-vă, le a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Da, umplerea cu Duhul Sfânt este parte din procesul uceniciei noastre. Hristos ne vindecă, ne eliberează de trecutul nostru, ne dă un statut nou, dar El este interesat ca noi să primim puterea sa. Și apoi, în cazul lui Saul, urmează botezul în apă. În aceeași zi se pare că l-a și botezat în apă. Și tu trebuie să te botezi, pentru că botezul este mărturia unui cuget curat a transformării pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lui, în viața ta. Cel de-al doilea personaj pe care Dumnezeu îl folosește în viața lui Saul este Barnaba. Haideți să citim versetele 26 până la 28. Când a ajuns în Ierusalim, Saul căuta să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală numele lui. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. Dar e interesant că Dumnezeu aduce în viața noastră tot felul de oameni. Aduce pe unii care ne confruntă. Dar avem nevoie în viața noastră și de un Barnaba, care înseamnă cel care ne mângâie. E interesant că Saul se convertește în Siria, nu la Ierusalim nu este cunoscut ca ucenic de către cei din, din Ierusalim și are nevoie de cineva care să medieze noua relație, cineva care să-l îmbărbăteze, cineva care să fie alături de el. El are pe un Anania, va urma Barnaba și dacă veți citi sfârșitul cărții epistolei, epistolei către romani, este o listă întreagă de oameni care au avut ceva de spus în viața lui Pavel. Am încercat să fac o listă cu oamenii care m-au influențat în viață. Wow, lista a fost foarte lungă. După ce am terminat lista de făcut, veneam singur cu mașina de la București din aeroport și m-am apucat să sun pe doi dintre ei. Dar aș începe cu părinții mei. Părinții mei au avut cel mai important rol în viața mea. Părinții mei au fost modele, au fost credincioși. Au fost oameni care l-au iubit pe Domnul și care au trăit Evanghelia în casa noastră. Lucrul acesta a însemnat foarte mult. Dar Din lista asta lungă, dați-mi voie să le iau pe Andy Seidel. Probabil că cei mai mulți nu-l cunoașteți. Andy Seidel este un american din Texas, a fost comandat, comandant în uh, armata americană, a fost implicat în războiul din Vietnam și din Corea de. Nord și sud acolo. După aceea a fost a renunțat la cariera militară, a mers la un seminar teologic, a devenit pastor și în perioada comunistă, spre sfârșitul perioadei comuniste, a venit în România ca turist, dar el de fapt era misionar care făcea studii biblice, B. Bible Education by Extension. Doctorul Andy Seidel l-a predat mulți ani la un prestigios seminar din Statele Unite, Dallas Theological Seminary. Cum am ajuns eu să-l cunosc pe, pe, pe Andy? Eram în 93, proaspăt căsătorit, tocmai începusem în pastorația la templu, cu experiență spre zero. Eram în Oradia și acolo un prieten de-al meu, Florin Ghirău, îmi zice... Am primit invitația asta, acest application pentru o, o școală biblică, eu nu știu atât de bine engleză, te interesează? Am zis, nu știu, am luat foaia aceea și am zis ce ar însemna să o completez, am trimis-o și am fost invitat să dau examen la cursurile ATS, Advanced Training Study Pastoral Theology. Și acolo l-am cunoscut pe doctorul Andy Seidel. Un tip care la un moment dat mi-a spus că el l-a ucenicizat pe comandantul trupelor NATO din Europa și când a murit generalul cu patru stele care a creat strategia primului război din Golf, el a fost chemat la Casa Albă ca să țină slujba de înmormântare și a avut posibilitatea să vorbească despre Hristos acestor oameni. Și după ce auzi toate astea despre el, te gândești că în momentul în care îl vei întâlni pe Andy, va fi un general de armată care îi inspiră frică și toată lumea îi va spune să trăiți nici de cum. Dacă ai vorbit cu Andy, constată că este un om cald, liniștit, smerit, care toate astea pe care vi le-am spus eu, concentrat acum, ne le-a zis în vreo 20 de ani, n-a venit cu Curiculul lui, cu CV-ul lui să ne-l prezinte. Uitați cine sunt eu. Să știți că ăsta e profesorul Andy care va fi cu voi nou. Asta foarte târziu le-am aflat. Și omul ăsta a avut o influență incredibilă asupra mea. Mi-a transformat multe aspecte ale vieții mele. M-a învățat ce înseamnă conducerea. Când am terminat cu el programa, ATS a vrut să se retragă din România și noi am spus că am vrea să continue programa. Și el s-a întors spre noi, eram șase studenți absolvenți și a spus că o singură condiție mă retrag dacă voi continuați ce am făcut eu cu voi mai departe. Și din anul 2000, alături de Andy Seidel, coordonez la nivel național acest program prin care au trecut zeci de oameni care slujesc astăzi în Evanghelie. Și am stat acolo lângă Andy și viața mea a fost aproape de fiecare dată transformată de cine era el. L-am sunat pe Andy, are 84 de ani, 85. Timp ce eram singur în mașină, l-am sunat și am spus, Andy, ce faci? Wow, mihai, m-ai sunat! Ce mă bucur să te aud! Zic, Andy, vreau să spun de ce te-am sunat. Am deținut o predică duminica viitoare m-am uitat la Saul și am văzut ce rol important au jucat niște oameni în viața lui. Și te pe tine pe listă. Vreau să-ți mulțumesc. Ce cât mi-aș dori să mai pot veni în România. De ce mi-ai făcut ziua frumoasă? Că m-ai sunat. Apoi l-am sunat pe Delvenstin, și ăsta are 82 de ani, da. Mentorii mei. Del, ce faci? Oh, el e foarte pozitiv. Eu fac foarte bine, Mihai. Ok, zic, Del, fii atent, pregătesc o predică duminică. N-am putut să trec peste faptul că tu ești omul care m a întâlnit și m-ai chemat la școală în Statele Unite și nici n-ai știut pe cine chem. Și ai avut încredere în mine. Oh, zice Mihai, de-abia aștept să mai pot veni Măcar odată în România și să mă uit la tot ce face Dumnezeu acolo. Știți, oameni, câțiva, lista e foarte lungă, să știți. Am români aici, am, am o listă întreagă. Nu vreau să vă citesc nici să vă plictisesc, că pentru dumneavoastră probabil că nu înseamnă nimic. Dar pentru mine înseamnă foarte mult că la vremea potrivită Dumnezeu i-a adus în viața mea. Care sunt oamenii pe care Dumnezeu i-a adus în viața ta? Dumnezeu îți vorbește prin ei. Sunt acolo cu un scop. Cu un scop formativ. Dar apoi urmează timpul. Și timpul este important. Procesul de formare nu este unul instant. Și chiar dacă convertirea lui Pavel a fost așa rapidă, ucenicia sa s-a întâmplat în timp. Este un proces care a durat. Dar Dumnezeu folosește totdeauna timpul pentru a șlefui caracterele noastre și pentru a aprofunda relația noastră cu El dar foarte important este răspunsul pe care noi îl dăm lui Dumnezeu. Iată versetul 20 până la 30. Și îndată, e vorba despre Saulul, despre Saul care a început procesul converti, converti, uh, uceniciei, și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i aducă legați înaintea preoților celor mai însemnați? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul. După câtva timp iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul, Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță, când a, intrat, când a ajuns în Ierusalim. Saul căuta să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și la a istoric, cum pe drum. Saul a văzut pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propăvăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. Vedeți dumneavoastră, cheia în procesul uceniciei este și cum răspundem noi la ceea ce face Dumnezeu. Cum răspundem la evenimente, la crize, la oamenii pe care le aduce în viața noastră. Saul le primește pe toate acestea, răspunde chemării lui Dumnezeu și crizele se transformă în oportunități. Iar oamenii sunt cei care îl vor ridica ca să poată face slujirea aceasta. Da, interesant că Pavel se convertește în Damasc, nu în Ierusalim. Oare nu cumva asta vrea să spună că chemarea lui nu va fi în Ierusalim, ci va fi în întreg Imperiul Roman, trebuia să ducă Evanghelia acolo, departe. Și tot aici, în Damasc, venit ca prigonitor, va învăța ce înseamnă să sufere pentru Domnul. De ce o are? De ce are Dumnezeu îngăduie toate acestea? Păi gândiți-vă la Saul. Viața lui Saul, este văzută la Ierusalim ca fiind rabinul prigonitor. Viața apostolului Pavel, ucenicul Pavel, este legată de Damasc. Iar Pavel misionarul va fi legat de Antiohia. Ca mai târziu, Pavel martirul să ajungă la Roma. Interesant. Va ajunge Pavel ca să experimenteze o perioadă lungă în care nu va spune nimic despre el ce acolo va primi Evanghelia direct de la Dumnezeu. Aș vrea să concluzionez un pic uh, 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 mesajul din această dimineață spunându-vă: crizele tale pot să le vezi ca oportunități. Nu fugi de criză. Chiar dacă ești în cea mai neagră noapte a Sufletului tău, Dumnezeu vrea să facă ceva în viața ta. Privește spre ele ca pe niște ocazii pe care Dumnezeu ți le dă. Să renunți la mândrie, să te zdrobești înaintea lui, să-l poți cunoaște pe el mai bine. Apoi, oamenii din viața noastră, ca mentor și ghiz, gândește-te la cinei Anania pe care Domnul l-a folosit în viața ta, la Barnaba pe care el l-a adus atunci când alții nu te recunoșteau și te respingeau și ai avut un Barnaba care s-a așezat lângă tine și ai putut să-ți plângi durerile pe umărul lui. Fă lista acestor oameni și mulțumește lui Dumnezeu pentru ei. Apoi nu uita, transformarea personală necesită timp și răbdare. Este un proces și în procesul acesta, Dumnezeu vrea ca noi să semănăm tot mai mult cu El. Așa că fii răbdător, fii răbdător în timp ce te găsești în acest proces. Fie că e în domeniul spiritual, că e personal, că e profesional, înțelege că Dumnezeu lucrează adesea în etape și schimbările durabile se form au loc în timp. Și apoi nu uita că e important răspunsul pe care tu l-ai la chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă să faci ceva. Dumnezeu vrea să fie o binecuvântare pentru el, așa că acceptarea rolului de lider, dacă Dumnezeu te cheamă acolo, este unul care s-a format prin încercări. Și Pavel nu putea deveni, Saul nu putea deveni marele apostol Pavel decât trecând prin toate acestea. Așa că, nu uita, Dumnezeu folosește evenimente, crize, dar același Dumnezeu folosește oameni și toate acestea în timp pentru ca să formeze în tine ucenicul acela care seamănă cu Hristos. Și este foarte important răspunsul tău, răspunsul meu la tot ceea ce face Dumnezeu. Vrea cineva să fie ucenicul meu, zicea Iisus? Haideți să vă adresez acum direct această întrebare. Vrea cineva să fie ucenicul lui Iisus? Nu mi-am seama. A, să ridicam. mâna. Am crezut că ziceți amin, vă rog să mă... Da, puteți să ziceți și amin dacă vreți. Mai adresez această întrebare. Vrea cineva să fie ucenicul lui Iisus? Știți ce spune Isus? Dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să se lepete de sine însuși, vi se pare ușoară treaba asta? Ha. De câte ori m-am lepădat de mine însumi și am viat omul la vechi din nou și a trebuit să caut cuie și ciocane să-l pun pe crucea în care din nou am bătut cu ele și am zis, în sfârșit, am scăpat de el. Până la următoarea criză, când, ups, s-a manifestat omul vechi și am spus, Doamne, încă mai ai atât de mult în mine, da. Să se lepede de sine însuși, ce să facă mai departe? Să-și ia crucea, și să mă urmeze. Este cineva astăzi gata să facă, să răspundă pozitiv acestei invitații? Haideți să ne rugăm. invit aici echipa de la laudă și în închinare, dacă vreți dumneavoastră să vă ridicați în picioare. Aș vrea să avem un timp în care să ne rugăm și să ne uităm la viața noastră. Ce face Dumnezeu chiar acum în viața ta? Care sunt lucrurile pe care le face? Ești tu gata să-i răspunzi lui? Ești tu gata? Haideți să ne rugăm, haideți să avem un timp în care fiecare dintre noi să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Ne rugăm împreună.